Hai așa, îmi spune unde mă aflu. Apăs pe 2. A sunat difuzorul. Știu că am ajuns la dispozitiv. Cum găsesc informațiile? De unde vin? Și îmi zice, dacă vin din strada viilor, de unde se aude un semnal sonor. Spune de unde, dacă unde? Ai venit dinspre intersecția Bulevardul Matei Basarab cu strada Ștefan cel Mare, da, sau Ialomița Shopping Center, dispozitivul intrarea pe dreapta vicina oficiului poștal se află pe partea stângă. Atenție, așa. Înainte de a ajunge la ușa de la intrare, ai de urcat o treaptă. Așa. După ce ai ajuns la ușa de la intrare, în partea dreaptă, la circa un metru înălțime, se află o placă de semnalizare cu buton. Aici. Apasă butonul și cineva de la oficiul poștal va veni să-ți ofere asistență și suport. Dacă doresc să utilizezi cutia poștală, aceasta aici se află în partea dreaptă a ușii de la intrarea în oficiul poștal. Dacă nu dorești să fii asistat de cineva de la oficiul poștal, apasă ecranul telefonului butonul 2 pentru mai multe informații. Pentru a reasculta acest mesaj, apasă ecranul telefon. Mai multe dispozitive, oficiul poștal 2. Și acum am apăsat 2. Da. Și oficiul ăsta este singurul din județ, deocamdată. Da. Da. Anul trecut a fost un singur oficiu la București 39. Și anul acesta s-a extins sistemul acesta de ghidaj la încă 46 de oficii din toată țara, la care v-am spus că evenimentul are loc simultan în toate cele 46 de oficii. Și ne dorim să ne extindem pentru că dorim să le oferim o punte spre normalitate tuturor categoriilor de clienți. Am înțeles. Ok. Pentru mine un feedback pozitiv, pentru că la alte instituții din țară nu a funcționat nici difuzorul, nici aia. Pentru mine e ceva senzațional că aici s-a reușit fără să atragem noi atenția. Deci, nota 10. Mulțumim și vă așteptăm oricând aveți nevoie de servicii poștale. De acum încolo, tot ce primesc din țară, aici o să le redirecționez și voi veni aici cu drag, pentru că simt că sunt persoane care se interesează de nevoile noastre.